v-am regăsit la o nouă ediție Cube Arena. O ediție în care abordăm vorbim despre noile tendințe din piața muncii și cum ne pot influența relațiile sociale și cum impactează în general social aceste modificări, inclusiv în legislație, inclusiv în tendințe. Telemunca este subiectul care ne preocupă astăzi și este generat de o inițiativă a uneia dintre invitatele noastre preocupate și destul de implicate în această zonă. Este vorba de doamna Ileana Mogoșanu, inspector șef adjunct în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă sau al Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș, dar și am chemat ajutoare care să ne arate din cealaltă perspectivă cum putem și cum se integrează această tendință și acest nou sistem de lucru în plan social. Și am chemat ajutorul de nădejde al nostru și în care avem încredere, specialistul, conferențiarul universitar dr. Bogdan Nadolu, este sociolog în cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie a Universității de Vest din Timișoara. Zic să procedem, că suntem la televizor, dar nu la telemuncă neapărat. De fapt, ați pornit un studiu, este o cercetare în piață și așa a pornit totul. Da. Că subiectul era de actualitate, era de interes și am zis, trebuie să vorbim despre asta. Mulțumesc de invitație, mulțumesc că prezintă interes studiul meu. Studiul a fost făcut împreună cu Universitatea Politehnică, cu domnul profesor universitar Titus Slavi și cu domnul profesor universitar Nerie Dumitru. Am creat două chestionare, unul pentru telesalariați și unul pentru angajatorii care au un număr mai mare de telesalariați în județul Timiș, cu 18, respectiv 19 întrebări fiecare chestionar, în care i-am întrebat în primul rând vârstă, sexul, unde prestează activitatea de telemuncă, care sunt avantaje, dezavantaje, care este impactul asupra familiei, ce îmbunătățiri văd ei în desfășurarea acestei activități lucrative. De fapt, ați colectat niște date. Să puteți să integrați și să vedeți cum se face inserția unui astfel de model de nou. Dacă ne-am fi gândit vreodată noi și dacă și-ar fi gândit bunicii noștri că ajuns să lucrezi de acasă, când lucrai acasă, lucrai pământul la noi și lucrai ce era în jurul casei, adică până acum lucrau gospodinele, cum spunea, cei de profesie casnic. Da. Ei, să ajungem să ne închipuim că vom ajunge vreodată să performăm și să fim și remunerați pentru asta, remunerați serios, nu că oricum... E departe, adică nu ne-am chipuit. Am ajuns și este o tendință în creștere. De asta zic, ați colectat date. Sigur că da. Și ați observat că... Ceva foarte important, mi s-a părut faptul că numărul de telesalariați care prestează activitate în județul Timiș este mai mare decât în timpul pandemiei. Adică tendințele de a crește și a te duce spre zona asta de telemuncă sunt în creștere. Un procent de 11,5% din totalul de salariați activi din județul Timiș prestează activitate în regim de telemuncă. Trebuie să spunem că și legislația a fost adaptată, ca să spunem că s-a ținut pasul într-o oarecare măsură. Într-o oarecare măsură, legislația cred că mai suportă îmbunătățiri. Avem legea 81 din 2018. Singura modificare a fost în timpul pandemiei, când prin legea 55 a avut posibilitatea angajatorul unilateral să decide dacă angajații lor pot să plece să presteze în regim de telemuncă. O să ne întoarcem un pic la detaliile pe care le-ați colectat din chestionare și o să mă duc așa, că în momentul în care am lansat subiectul, eu trebuie să spun că când am văzut, de unde își mai colește jurnalistul, de unde se mai inspiră, trebuie să zic că sunteți niște inspirații. Spuneam la un moment dat că și la domnul conferențial Nadolu, când simt nevoia și văd că nu mai mi-apare în bula aceea comună, mai caut să văd că face numai acțiuni frumoase și cu studenții și mai are și câte o apariție. O să-l întreb până la finalul emisiunii la ce mai lucrează, că e destul de harnic în privința asta și face tot felul de studii.
Când am început documentarea și am întrebat în stânga, în dreapta, zic, uite, wow, zic, ce tendințe de telemuncă, și zice, aș mai vrea să-ți mai spun ceva, vezi că ăstora de la firme, le e frică să-și mai cheme angajații, că își dau ea demisiile dacă îi cheamă să lucreze la serviciu. Și mi-au dat câteva exemple și am zis, wow, asta nu este undeva, se creează un ușor conflict, poate până se așează lucrurile, poate până când există o, trece moda. E o modă? Nu e o modă? Asta va fi tendința? Ne poziționăm undeva, pe de o parte te uiți cu invidie la unul care lucrează de acasă, zici că stă acasă. Nu chiar. Dar impactul, care e de fapt? Nu chiar. Mulțumesc mult și eu pentru invitație și pentru gândurile bune. Da, când am primit invitația de a participa la emisiune, am zis by default, da, fără nicio problemă, deși nu e neapărat domeniul meu, sociologia muncii, dar am avut mai multe lucrări de licență pe tema aceasta, remote work, da? lucruri de la distanță, legat evident de ce s-a întâmplat în pandemie și în aceeași măsură lucrări de licență legate de burnout, de supraepuizare, și se intersectau în multe puncte. Nu am inventat-o noi neapărat acum, telemunca, mi-a venit acum în minte o, mă rog, legendă, poveste cu Emil Cioran când era student prin Franța și prin anul întâi a primit de făcut un eseu și a plecat pe teren să-l facă timp de vreo 3 ani. Adică, într-adevăr, înainte de pandemie era un pic mai de freelancer, de oameni liberi care nu au un program fix, dar pot să lucreze de la distanță pe diverse proiecte. În pandemie, da, a fost măsura la îndemână și pentru a păstra distanța între oameni. Am crezut că e o adaptare. Nu am crezut că devine... Alternativa la a nu fi la oaltă, la locul de muncă, era să nu mai lucrăm deloc. Deci dacă în domeniile în care nu se poate aplica telemunca și nu ar fi fost posibil lucrat împreună într-un birou, singura alternativă era asistarea activității, ceea ce nu poți opri chiar tot pământul. A fost o experiență benefică, cel puțin în prima instanță, pentru că o mare parte din activitățile unde se pretează și unde se poate face astfel de reconfigurare a acțiunii lucrative și-au păstrat activitatea și randamentul și au rămas cumva firmele deschise. A fost super convenabil, iarăși în prima instanță, pentru teleangajați, pentru că s-a câștigat un buget de timp foarte important, practic deplasarea din activitățile rutiniere de dimineață în activitățile de lucru era o chestiune de câteva minute, nu mai trebuia să parcurgi orașul, să te pregătești, să toate cele. Dar în a doua instanță nu a mai fost atât de roză. Cel puțin din datele de la licență, nu știu exact de studiile acestea. Să aflăm imediat cercetările ce a colectat pentru licențe sunt totuși exerciții, nu sunt, sunt și interviuri și chestionare, dar nu pe eșantioane reprezentative. La un moment dat apare un fel de amestec al timpului petrecut acasă, nu mai știi când lucrezi, când îți petreci timpul liber, când ești cu familia sau când mai faci diverse activități gospodărești. Și pe de o parte scade randamentul, pe de altă parte apare insatisfacția că nu s-a terminat programul la ora 4, s-a terminat când ai închis calculatorul și asta poate să fie după miezul nopții. Și evident apare cumva o supra-saturație de utilizare a tehnologiei digitale. Adică stai la birou, acum mai ești într-un meet, acum mai faci o lucrare, mai faci un proiect, mai te uiți la un film. Și plus că omul este un animal social. Exact. Ce faci? Te rupi exact. un pic de ceilalți, adică nu mai ai nici satisfacția aceea, mi-am dus sarcina de astăzi sau sarcinile de astăzi la s-a terminat programul, program, plecat, la da. Îndeplinire, trec la următoarea sau plec acasă, știu că mâine mi-am făcut programul de lucru. Și acum o să o întreb pe doamna Măgușanu, că ne ducem, este foarte greu să și evaluezi. Adică și autoevaluarea e grea și evaluarea celui care te remunerează, că la un moment dat tu, având așa o plajă mare de timp în care poți să-ți duci, da, într-adevăr, poți să duci până la ora 12, după care intri într-o saturație maximă. Ce a reieșit din studii? Apropo de studiu făcut, pot să vă spun că au completat acel chestionar 622 de persoane care lucrează în regim de telemuncă.
Și să începem așa cu niște date privind munca în regim de telemuncă, începând cu anul 2017. Legea în România este din 2018. Dacă în 2017, între vârsta de 15-64 de ani, în România aveam sub 1% persoane care lucrau în regim de telemuncă, iar în Europa o medie era de 6%, acum am ajuns cam 15% din populația și în România să lucreze în regim de telemuncă. Și în străinătate a crescut procentul? Da, a crescut. Este peste 30 și ceva la sută. Și la asta stăm codași. Dar în perioada pandemică telemunca a luat amploare și, cum am zis, media este peste 35%, iar în România depășește 15%. La noi, în județul Timiș, când m-am axat doar pe județul Timiș, că ăsta m-a interesat, în anul 2020 am avut 30.979 de telesalariați. În 2021, 32.651 de telesalariați. În 2022, 34.596 telesalariați. Iar până în 31.03.2023, avem în județul Timiș 34.937 de persoane care lucrează deci în regim de telemuncă. Deci a reușit și un interval atât de scurt să crească. Și cum am subliniat, dintr-un total de 303.799 de contracte individuale de muncă active, 11%, 5% lucrează în regim de telemuncă. Ce am mai cine aflat preferă, din cine preferă să chestionare? Apeleze la formula asta? Bun, în primul rând, exact cum spunea și domnul lector și am mai spus de multe ori în emisiune la dumneavoastră, telemunca se adresează domeniilor de activitate în care poți folosi instrumente digitalizate, nu în toate domeniile poți să prestezi activitate de telemuncă. Foarte multe firme care sunt în domeniul IT și telecomunicații în județul nostru, o parte din cele care lucrează în automotive, după aceea cei care lucrează în bănci, de ce nu pot să lucreze în regim de telemuncă? Tot ce înseamnă contabilitate da, sau alte... chiar juriști, avocați. Am văzut că se apărează chiar și în domeniul medical, sănătate, se face telemedicină. Sigur că da. Din cei 622 de telesalariați chestionați, 61% din timpul total de muncă îl prestează în regim de telemuncă, 54% sunt femei, 45% bărbați, cam 99,6% au studii superioare. Privind distribuția pe vârste a telesalariaților, 66% au între 26 și 45 de ani. 68% lucrează în zona urbană, iar peste 54% au început telemunca înainte de perioada pandemică. Motivul cel mai important, exact cum a spus și domnul lector, pentru alegerea telemuncii este reducerea timpilor pierduți cu deplasarea, 66,4% au răspuns. Asta. 76,5% apreciază flexibilitatea programului, 37,1% spun că telemunca le afectează foarte mult în sens pozitiv viața de familie, iar 22% apreciază că telemunca nu are un efect sesizabil pentru viața de familie. Cam astea au fost datele și o să mai dezvoltăm. Acum, dacă stăm să ne gândim, din studiu, nu este un eșantion deloc de neglijat, că totuși peste 600 de oameni care îți răspund efectiv. Poate că nu este reprezentativ din perspectiva sociologului. Depinde cum au fost selectați. Noi am făcut un link care l-am distribuit. Da, și cine a vrut a completat, totul a fost anonim, adică nu trebuia să-și dea datele de identificare și nici în cazul angajatorilor. Ceea ce numim noi un eșantion de disponibilitate, pentru că practic are 2, 3, 4, 5, să zicem, puncte de pornire în rețeaua mare online și la persoanele la care poți ajunge acolo se și aplică, dar
S-a lucrat prin companiile care derulează astfel de doar programe. Companiile mari. Doar companiile deci mari care aveau angajați. Companii mici, pentru că acolo unde ai unul sau doi telesalariați, n-am crezut că este relevantă. Nu sunt atât de... Ești probabil că și efortul de a te duce și a-ți... E vorba și de economia de timp și de... Acum, trebuie să luăm în considerare faptul că telemunca are și beneficii și are și lucruri mai puțin bune pentru cei care fac activitatea. Sunt mai multe planuri în care poți să vorbești despre telemuncă. Odată este încadrarea ei, să aibă un cadru legislativ. Poate că Timișul e un caz fericit, pentru că e unul dintre județele care are un indice de șomaj destul de mic și ai putea încă are de înghițit, e ofertant. Dar vorbim de alte zone în care nu e chiar așa de bine. Plus că dacă nu se reglementează, românul e inventiv. Omul în general e inventiv. Poți să te duci într-o... perspectivele pe care le ai și poate că ar trebui și educație în zona. Trebuie să ne pregătim chiar și pentru un astfel de tip de activitate. Și de asta și este interesant că dacă tendința este în creștere, măcar să fim pregătiți pentru ceea ce înseamnă telemuncă. Ce putem să facem din perspectiva angajatului, că spuneam că sunt mai multe planuri, din perspectiva angajatului, din perspectiva angajatorului, dar și din perspectiva socială, cum ne așteptăm la unul care, și îl privesc pe unul care îl văd tot timpul acasă, vecinul de palier, care nu pot să zic că astăzi sunt singură pe scară. Că toată lumea pleacă, din ce în ce rămân la domiciliu și schimbă percepția și socială. Eu mă duc și lucrez în ture și e unul care lucrează acasă. Ne diferențiază studiile, încadrarea. Cum? Nu e neapărat să lucreze de acasă. Avem reglementată în codul muncii munca la domiciliu. Aceea este munca pe care o poți face de acasă. În cazul telemuncii, poți să prestezi din locul sau locurile de unde ai convenit cu angajator. Adică poți să pleci în chiar vacanță. Chiar și de pe o terasă la o cafenea din centrul Timișoarei sau din Grecia sau din altă țară, chiar din afara comunității europene. Adică în legea 81 nu spune de unde. În ce țară, cum deci, ai dreptul. Deci nu înseamnă să prestezi numai de acasă, poți să prestezi eu de unde vrei tu, de la distanță. Da. Prin acele mijloace... Doar că totul trebuie să fie de comun acord cu angajatorul, să stabilești niște elemente în legea 81 care trebuie prevăzute ori în contractul individual de muncă, dacă se știe de la început că cel pe care urmează să-l angajezi va presta în regim de telemuncă, sau dacă nu, se face un act adițional la contractul individual de muncă, unde trebuie stipulate toate și modul cum îl verifică angajatorul, modul cum se face evidența timpului de muncă, sunt modul cum se va face evaluarea riscurilor la locul de muncă, că practic fără acordul telesalariatului angajatorul nu poate, și mi se pare un lucru foarte important, să meargă în locul unde el prestează în regim de telemuncă. Adică cumva telesalariatul îi transmite care ar fi riscurile și am identificat și riscurile în ce privește sănătatea, securitatea, muncă. A fost mult mai amplu, eu am venit doar cu niște idei, dar așa vă pot spune, cele mai mari riscuri sunt de a se infecta unde prestează activitatea cu bacterii sau cu virus, de a se electrocuta, după aceea afecțiunile musculoscheletice în funcție de unde prestează activitatea, ce fel de scaun și sau... cât stai și da, cum... Da, da. A, deci există până la urmă, era o altă, e altă, cum încadrăm juridic, cum ne raportăm la astfel de lucruri. Și acum ați acoperit o parte, dar cred că încă mai sunt multe lucruri pe care le avem de descoperit la sistemele acestea moderne. Din punctul meu de vedere, viitorul este al digitalizării, robotizării și implicit a telemuncii în domeniile unde poți presta. Subliniez lucrul ăsta. Deci singura mea activitate văzut, va fi să prin robotul. Robotul Ion deja, nu? Și în România, care inteligența artificială. Deci ne adaptăm și... Da, este greu deocamdată să cuprindem și să acceptăm, dar mai ales să acceptăm fără rețineri sau să privim într-o reală, ca cu reale beneficii sau să vedem întru totul ce a însemnat această evoluție. O să-l rog pe domnul conferențiar Nadolu să ne spună cât de tentant ar putea să fie să-ți închipui că pleci într-o vacanță așa prin...
nu știu, Bali, prin Grecia, pe unde o fi, pe aici. Și trebuie să intri zilnic la ora 8 dimineața. Și să intri zilnic la 8 dimineața în ședință. Și ce poate să-ți facă angajatorul când tu n-ai intrat, ai întârziat până ți-ai băut cafeaua, că ai prins răsăritul? Păi, cel mult să stai ziua de lucru, nu este o problemă, că mai să mai rămân altele 19 care pot fi plătite. Probabil că cea mai mare tentație legată de telemuncă este flexibilitatea programului și, din câte știu eu, sunt multe companii private care chiar negociază acest detaliu, oferind posibilitatea angajaților să își regleze timpii de lucru în funcție de programul copiilor și ce deplasări mai au de făcut. Și da, telemunca duce categoric, adică dacă am de realizat 10 ore de lucru pe zi, mi le pot dărâmui oricum. O mare provocare dinspre angajatori, bine, se leagă de acest control. Ce știu eu, ce face persoana, se loghează pe platformă și mai departe lucrează sau nu lucrează, și au acordat destul de mare atenție monitorizării și evaluării activității în telemuncă, dar revin, se ignoră, cel puțin până acum, partea de calitatea climatului de muncă. Și problemele reale legate de teleangajatul care stă de dimineața până seara și nu mai face nimic altceva și nici nu e foarte eficient, dar nici nu e nici mental sănătos la un moment dat și nici într-o zonă de echilibru emoțional, adică alunecă foarte ușor spre burnout. Astea deja sunt detalii pe care prea puțin sau încă prea puțin le-au în calcul angajatorii. Și ar trebui cumva să se vadă, da, dacă s-a terminat programul la ora 6, nu mai primești niciun e-mail de la angajator. Ideea e că cred că riscurile, pentru că vorbim de tot ce înseamnă un proces de încadrare în muncă, o derulare a unor pe care le implementezi pentru o perioadă lungă de acum încolo, de timp până, cine știe, alte câteva zeci de ani, o să apară roboții pe care îi plimbăm noi la lucru. Așa o să ajung rolul omului. Poate că o să schimbăm, acum facem ficțiune, dar ideea e în felul următor, că toate ar trebui să meargă spre zona de informare, educare și prevenire, pentru că trebuie să te gândești că chiar dacă accept să lucreze, până la urmă investiția în acel angajat, în care trebuie să fie una reală și o preocupare și din partea angajatorului. Pentru că trebuie să-ți protejezi. Poate că lui se pare pentru o perioadă de câteva luni să lucreze de la distanță, lui se pare mirajul libertății și nemonitorizării, dar la un moment dat, la firmă, dacă scade randamentul și acela n-a știut, angajatorul n-a știut să te evalueze sau n-a știut să-și ia măsurile de precauție cât să preîntâmpine o serie de probleme care au apărut în productivitate, sau faptul că tu te epuizezi mai mult și intri într-un fenomen de burnout, ce face angajatorul care rămâne fără tine, că tu nu mai poți? Tot din informațiile din piață pot să vă spun, angajatorii au niște sisteme foarte bine puse la punct, atât în a-i monitoriza, cât și a-i stimula și a-i ajuta să nu fie izolați. Din punctul meu de vedere, cel mai mare risc este izolarea. De aceea și legea prevede că trebuie cel puțin măcar o dată pe lună să vină la firmă să socializeze. Acum marile companii din Timișoara fac și un fel de întâlniri cu persoane specializate în domeniul psihologiei, cu care ei discută dacă au unele apăsări, dacă sunt foarte preocupați. Telesalariaților le place să muncească de acasă. Ei sunt foarte confortabili, și aici dacă vorbim de generația tânără, ei nu văd lucrurile ca și noi, că ar fi izolați sau că ei văd doar avantajele. Nu trebuie să își pună costum să meargă la lucru, poate să lucreze chiar și din pat dacă dorește, sau important este să își facă atribuțiile care le are în fișa postului. Ca și monitorizare, sunt foarte multe firme care identifică facial, adică în momentul când ți-ai deschis laptopul sau dispozitivul de pe care lucrezi, după aceea dacă nu miști mouse-ul nu știu cât, te sună cineva și te întreabă, hello, ce faci? Ai adormit sau mai ești? Adică ei au tot interesul să aibă o evidență clară a timpului de muncă efectuat. Din ce știu eu, mare parte nu sunt foarte voluntari a lucra peste program. Adică am văzut că în momentul când li se termină programul, au închis laptopul,
și gata. Adică ei, toți cei care lucrează în regim de telemuncă, ați văzut, 99,6% sunt cu studii superioare, sunt oameni bine pregătiți și oameni care au o personalitate puternică și știu să se vândă, în ghilimele. Adică eu îmi știu valoarea, știu să-și negocieze. Atât doresc să prestez. Bine, și... pe de altă parte, în practică lucrurile stau pentru că atunci când ai un deadline și trebuie să-ți duci proiectul la îndeplinire, pe tine nu te întreabă angajatorul cât lucrezi. Tu trebuie să-l duci și să-l predai în termen de. Da, și... numai că marile companii și despre care vorbeam pe aici sunt parteneri cu firme din afară, unde și acolo există un program foarte strict de lucru, meeting-urile sunt în intervalul timpului tău de lucru, adică nu te sună nimeni la ora 12 sau îți trimite mail că vrea să intri online să discuți. Depinde unde e compania. Da, depinde unde e compania mamă, că sunt cei de la Continental care lucrează cu China și cu America, am înțeles că lucrează într-un regim de America. N-am de regim. Sesizări. Dar nu sesizări, vorbim de regim de lucru. Și mă gândeam la modalitatea în care cu siguranță procesul ăsta o să survină adaptări și modificări rădate probabil de oameni și de angajatori pe parcurs. Da, eu văd modificările în sensul că o să li se ofere mai multe drepturi telesalariaților, adică și mai mult să poată să stea în afara țării, că acum sunt limitați puțin de către ANAF privind contribuțiile fiscale pe care le datorează. Fiscal. Da, și uitați, Portugalia, Malta au făcut deja modificări legislative și le acordă rezidență pe un an de zile imediat când intră în țară telesalariaților să lucreze de acolo cu niște facilități care pentru ei consideră că sunt benefice, eu știu, bugetului. Adică tu consumi, de fapt, cel de acolo, da. Trăiești acolo și consumă în respectiva, da. În respectiva în țară. Impactezi spațiul social respectiv, evident. Eu acum aș duce un pic și spre zona de angajator. Spuneați dumneavoastră că există pârghii prin care să fie controlat, adică munca de acolo nu înseamnă o libertate absolută, nu ai un spațiu în care să-ți desfășori. De fapt, tu nu mai mergi la locul birou. De muncă, la birou sau unde îți desfășurai activitatea. Tu acasă trebuie să-ți adaptezi un spațiu. Legislația prevede, adică știți să vă spun de ce întreb asta. Există o legislație care are niște rigori în ceea ce privește condițiile de lucru pe care trebuie angajator să le îndeplinească pentru a-i oferi angajatului. Teoretic și practic ar trebui ca angajatul care se află sub incidența legii care îl atinge pe angajator dacă nu îndeplinește condițiile de muncă, cumva cum se împacă aici? Pentru că dacă eu nu-i asigur iluminat, lumină, dacă nu-i asigur, zic. Există niște ce facilități. Fac acolo în sensul ei? Cum că îi controlează angajatul că nu-și fac singur rău? Pot să acorde 400 de lei în plus la salariu fiecărui telesalariat, bani care sunt deductibili pentru angajator. Și acești bani sunt pentru a-ți amenaja spațiu, pentru, nu știu, aparatură, ce dorești tu, scaun, ce ai nevoie tu pentru spațiu de lucru pe care ți-l amenajezi. Repet, în ceea ce privește securitatea, sănătatea, muncă, clar legea 319/2006 atrage tot răspunderea angajatorului. Deși mi-a aici, adică aici nu s-a modificat. În chestiunea asta mi se pare că ar trebui cumva să fie ambele părți cumva, că atâta timp cât tu nu poți, dacă el este în Grecia și el îți transmite că prestează activitate, nu știu, de pe balconul căsuții unde a închiriat, că știu foarte multe cazuri care au făcut acest lucru și au muncit 3 luni din Grecia, el îți spune detaliile și tu ca și angajator identifici riscurile și poți să, acum se poate face și instruirea SSM online, adică toată legislația s-a adaptat, pot fi da, semnate documentele poate că cu semnătură electronică înspre angajat. Pentru că el optează și pentru regimul de muncă respectiv și pentru locul în care se duce, numai că îl informează,
pe propriu zis, un angajator, cum ar putea să-și asume activitatea într-o proporție dacă nu este într-un cadru orar bine stabilit, într-un spațiu bine definit pe care eu mi-l asum? De-aia spun, cred că legislația o să mai aibă multe de... suportul modificări, da. Da, da, da. Deci, nu, eu vorbesc despre ca oamenii să știe că nu e chiar totul încă. Vorbim de o tendință care ia proporții destul de mari și tocmai de asta discuția sau discuțiile și întâlnirile cu specialiștii și cu cei care sunt preocupați de această zonă și cunosc și ce este și ce și tendințele și ce ar trebui să fie sunt foarte importante, pentru că de fapt vin spre zona de pregătire a noastră. Sigur. Și până la urmă cred că și de inițiative de a semnala, inclusiv din partea angajatorilor, inclusiv din zona socialului. Da. Problema e că deraparea de la starea de normalitate, supra-extenuarea, burnout-ul, depresie și toate celelalte, nu sunt lucruri pe care subiectul în cauză să le sesizeze. Adică ăsta se văd cumva în mediu, intră într-o zonă de lucru super intensiv și super solicitant și nu poate să spună ok, eu de fapt de 3 luni sunt în burnout continuu. Și dacă angajatorul nu e într-un contact cu el, numai mediul lui social poate să-i atragă atenția. O variantă mixtă cumva ar fi de, și cred că se aplică la ceva companii, de a avea o zi pe săptămână în telemuncă, la alegere. Și atunci este cumva rigoarea mersului la servici și limitarea activității lucrative la programul de lucru, dar o zi pe săptămână poate să aibă un program. Ar putea să fie o sugestie. Bai, dacă ați reținut 66% din timpul lor îl prestează în regim de telemuncă, iar restul de 34% merg la birou. Da. Cam marile companii așa optează. Pentru grija care o au marile companii, trebuie să îi apreciez, în sensul că ei sunt conștienți că resursa umană e foarte importantă. Este o luptă acerbă pentru a aduce specialiști, mai ales pe partea de IT, telecomunicații. Sunt anumite domenii și care, într-adevăr, sunt atunci ei bunate. Au grijă ca ei, telesalariaților, să rămână sănătoși, dar, exact cum zicea și domnul lector, din punctul meu de vedere, cel mai grav mi se pare faptul că ei sunt destul de mult izolați și oricum generația asta este mai mult, trăiește virtual. Și faptul că ei nu se sizează că ar avea probleme sau dacă cineva din familie, sunt unii care locuiesc singuri, nu se sizează că ar avea niște probleme care le maschez ușor, chiar dacă mergi o zi pe săptămână la birou, adică atunci pot să ții, nu știu, 2 tablete și să pară că totul este perfect. Da, și asta e zona problematică de boală, propriu-zis. Da. Până la partea asta neagră mai este o zonă gri destul de extinsă, în care vorbim de motivația intrinsecă, dacă îmi place sau nu ceea ce fac acolo, și de climatul de muncă. În momentul când nu mai sunt la firmă sau sunt ocazional o dată pe lună și nu mai am un grup de colegi cu care pot interacționa, mă pot ajuta, mă pot ciondăni, orice ar fi, încet, respectivul teleworker nu se mai simte ca aparținând acelei companii, acelei firme și nu, sigur nu mai face parte dintr-un climat de muncă. Nu mai aparține nimănui. Da, e singur acasă, na, cu propriul mediu. Deci nu e, în prima instanță a fost super ok și pentru noi și pentru alții, firmele au avut reduceri semnificative la toate utilitățile, teleworkerii, wow, au descoperit o vacanță, da, potențial nesfârșită. Dar în a doua instanță nu e atât de sustenabil. Contrast celor ce credeam eu că firmele sunt bucuroase ca salariaților să presteze în regim de telemuncă, foarte multe companii din județul Timiș doresc să-i aducă înapoi la birou, dacă s-ar putea chiar 100% să fie la birou, ceea ce și mie mi s-a părut destul de ciudat.
Și am zis, ok, păi voi cum vreți să-i aduceți la birou înapoi, că așa nu plătiți gaze, curent, nu știu, apă, faceți niște reduceri destul de mari pentru... Cumva și ei simt că nu mai există modelul coeziune, ăla de organizație unde ei mai socializau și prin birouri, mai schimbau idei, totul întâmplându-se online. Adică ei nu-și mai pot... Păi, cred că monitoriza cum 100% din toate punctele de vedere. Și eu cred că cultura organizațională, cultura socială se va schimba, că undeva în planul ăsta, parcă inclusiv zona de companii mari care ar trebui să aibă alte modele și altă, și există o distanțare din asta, există niște proceduri care se respectă, se îndepărtează de ele, nu vorbim de firmele mici, acolo sunt și mai, e și mai mare drama, dar undeva noi nu suntem pregătiți. Nu avem, nu știm cu ce să înlocuim, că ceva trebuie să pui în informația ta și în practica ta de zi cu zi. Bun, nu mai ai angajați, ești o companie cu un director care și el lucrează de acasă sau cu niște șefi de departamente care și ei lucrează de acasă. E ceva prea virtual, e ca și lumea virtuală. Parcă noi oamenii nu știm să ne... transpunem în acea lume virtuală și să ne găsim un loc. Știm, dar ne putem duce în toate direcțiile. Adică poate să fie și într-o zonă super benefică și super autodidactă și controlată, poate să fie și într-o zonă super problematică. Dar cât îi trebuie unui om? Și totuși are nevoie și de niște repere și norme care trebuie date ca să știi să te ghideze. Efectele sunt ambivalente. Deci poți să profiți la maximum de beneficiile telemuncii sau, din potrivă, poți să te împiedici sau să rămâi într-o zonă din asta super păguboasă. Am făcut două studii care au și ajuns sub formă de carte, nu mai știu dacă am vorbit de ele, student în timp de pandemie, da. 50 de povești de viață, da, și studenția după un an de pandemie. Chiar în pandemie am făcut... Da. Recunosc că am apelat și eu la formula de remuncă și am făcut-o în regim de VMIX. Da, și erau poveștile de la planul zilnic de a învăța nu știu câte cuvinte în olandeză sau nu știu ce, doar așa ca să aibă dezvoltare, plus sport, plus toate cele, până la, în extrema cealaltă, o poveste de viață, de studenție în pandemie încheiată cu și m-am ascuns în noaptea singurătății mele, ceva foarte... trist, așa ca imagine. Deci, dinspre universitate, evident că au venit mesaje, ok, dacă aveți nevoie, sprijin, training-uri cu psihologi, cu toate cele, dar nu ai cum să te duci la om acasă dacă nu-l vezi, realmente. Job-ul și nici vezi, nu poți să ajungi într-o totul la el, sigur, să-l vezi cum evoluează. Acum eu mă gândeam, pentru că ați început un studiu clar, care cu siguranță va avea un parcurs destul de lung și e destul de elaborat și clar că va avea subiect bogat. Pentru că eu cred că, și la un moment dat ne spunea doamna director, că doamna inspector șef, ne spunea că firmele au fost extrem de interesate și de acea comunicare, de acea interacțiune și de acel raport, și își doreau să fie informate. De-aia spun, angajatul s-a bucurat ca un copil de libertate aceea aparentă, dar companiile care au o altă responsabilitate și plus că au alte raportări, te raportezi la productivitate, te raportezi la a face bani, pentru că pe omul ăla care îl ții în deplasare, totuși îl plătești. Și dacă nu pui o balanță ce plătești cu ce oferi, undeva se creează un dezechilibru. Productivitatea, culmea, este mai crescută. Da? De când... Pentru cât timp? Lucrează în telemuncă. Da? Este... Nu știu, repet, asta e feeling-ul meu. Clar, tendința asta va fi în domeniile unde se poate lucra în regim de telemuncă. Cred că noi avem o problemă în a ne adapta. Că tinerii chiar nu au. Adică lor li se pare ceva foarte normal, firesc, să facă activitate în regim de telemuncă și nici impactul asupra familiei sau vieții sociale din studiul pe care l-am făcut, ei spun că nu are un impact negativ. Din potrivă. Știți ce vreau să vă întreb? Că și în condițiile astea vor fi zone cu dezechilibre, adică vor fi vânate astfel de posturi și o să se creeze un soi de supra-solicitare în zona aia de ocupare a muncii
în zona de telemuncă și în zonele în care se necesită prezența, să cam fugă și să te ducă și apare un soi de, apare o falie de despărțitoare. Undeva ți-e ciudă, ăla lucrează de acasă, câștigă poate mai mult ca mine. Da, dar nu poți să faci curățenie în regim de telemuncă sau nu poți să cine se faci duce? Mâncare în regim de telemuncă. Sunt niște chestiuni care nu pot să-ți fie ciudă, adică trebuie să ne raportăm doar la societățile care unde activitatea să pretează să fie efectuată în regim de telemuncă. De zic că așa cum a fost moda să facă la un moment dat toți drept, era o generație întreagă de absolvenți de drept sau o generație întreagă de absolvenți de ISE care voiau să fie toți contabili sau voiau să fie management, după aia au făcut publicitate. Da, acum mai nou, pentru că este la modă psihologia, fac psihologie. E de mult timp la modă, resurse umane acum la modă. Eu n-aș paria neapărat pe de-o parte, nici pe imaginea asta de generație super solidă, a generației foarte tinere, pentru că trăiesc într-o lume foarte tumultoasă și nu sunt atât de solizi cum vor să pară, sunt destul de fragili. Iar pe de altă parte, n-aș paria pe beneficiile inclusive ale telemuncii, pentru că, da, pentru o lună e funny, dar pentru un an deja e obositor. Dar cred că cei pe care i-ați de cât timp erau în telemuncă? Adică fiecare Dinainte de pandemie, 54% au declarat că a fost și întrebarea asta, 54% au declarat că prestează în regim de muncă deja înainte de 2020. Pornind de la studiu pe care și la datele care ni le oferă doamna inspector șef, aș vrea să vă întreb, domnule conferențiar, există totuși și o importanță sau importanța vârstei e relevantă? Că și aici adaptabilitatea. Adică una este să-mi cer mie să mă adaptez și alta este să-i ceri copilului meu care evident, are un alt mod de a privi lucrurile. Este o variabilă importantă, dar nu la un mod din acesta super descriptiv. În primul rând, telemunca presupune utilizarea unei tehnologii digitale, iar alfabetizarea digitală este probabil cea mai simplă și mai ușor de achiziționat, e cel mai ușor de învățat să lucrezi cu un sistem de orice fel, tabletă, calculator, telefon, laptop, orice. Pe de altă parte, da, sunt diferențe între angajații mai în vârstă care merg în telemuncă și care știu ce înseamnă un program de weekend sau de zi liberă și se pot să și-l fragmenteze versus angajații mai tineri care au așa probabil un vibe de sunt și la muncă și acasă și în timp liber și în timp lucrativ continuu. Și asta e o problemă pentru... O să dispară, vă întreb pe amândoi. O să dispară acea noțiune pe care știm noi de cultura muncii, de în care... Eu zic că nu. Așa aici e tot o altă cultură a muncii. Și cea mai mare pondere din studiu făcut sunt până în 45 de ani, care și aici iar am sesizat un risc și m-am gândit logic. Persoanele peste 50 și ceva de ani le va fi tot mai greu să lucreze în regimul ăsta de telemuncă și din fața unui dispozitiv electronic, pentru că am spus, sunt afecțiunile musculoscheletice, după aceea afecțiuni oculare, de concentrare, de răbdare, de asta spuneam că sunt efecte ambivalente dus întors. Persoanele de peste 50 de ani care oricum lucrează de pe un device de la locul de muncă și dacă trebuie să se mute să lucreze de acasă din diverse contexte sau pentru că asta doresc ei, cu siguranță pot să spun acum am o pauză și când am o pauză nu mă mai uit prin e-mail-urile de la job. Adică e o pauză. Sau acum am terminat programul și încep altceva. Și adică ei au altă cultură a muncii și are altă raportare la program. Generația foarte tânără care cunoaște un telefon de dimineața până seara pe orice și lucrativ și loazir și creativ și orice plus că ei trec foarte ușor de la o stare la alta. Dar amestecul ăsta de tip de timp, acest amestec nu e sănătos pentru armonia psihică. Aici adică, nu că nu sunt de acord, dar cred că este exact invers. Din ce motiv? Adică simțiți că intrați cu angajații? În tineretul știe foarte bine drepturile și asta pentru că intră în contact. Adică noi cei care suntem trecuți de 40 și 50 suntem mai necitiți un pic decât ei. Suntem mai disponibili cumva, adică ne dorim să facem. Avem o altă flexibilitate. Și o altă mentalitate. Cei tineri ei, dacă ați văzut și în interviurile de angajare
prima întrebare, cât e salariul, ce condiții, ce bonusuri, ce... ei știu foarte bine ce vor și nu fac nimic în plus dacă nu sunt remunerați pe măsură. Aici, adică într-un fel, aici este într-un fel și asta trebuie să spun și eu că nu cred că am avut vreodată o discuție cu un tânăr, chiar și vorbind așa, lucruri în mare. Când te duci și te preziți undeva, te duci și spui ce cam știi să faci, care e domeniul tău de pricepere, ce nu știi și tu ți începi și nu știi. El când vine, nu-ți spune ce știe să facă sau ce ți oferă, el îți spune, te împornește și spune. Și eu vă spun din familie. Cât să știi? Fică mea, o zis, dar... fără salariul ăsta, eu nu mă întorc în țară. Punct. Adică, nu că ar fi 102 de lei, de euro mai... puțin, fără salariul ăsta, eu nu mă întorc. Adică okay, îți cunoaște standardul și știe care e nivelul de cheltuieli. Dar sunt și situații în care are neapărat nevoie de un job și acceptă orice. Nu, în bine, domeniile astea nu. În domeniile astea sunt... domeniile astea însemnând IT? IT, telecomunicații, automotive, dar partea asta ce adică lucrează, de exemplu... Adică în principiu. Care lucrează și proiecte mai sunt cu, foarte multe alte domenii. Da, dar eu zic unde se poate lucra în regim de telemuncă. Noi nu vorbim aici strict. Se poate lucra și în recrutare și într-o grămadă de altele. În recrutare au marketing, bani frumoși, și în spun vânzări eu. Și în... Da. În recrutare se poate lucra, adică da. Putem să ajungem să recrutăm oameni sigur, fără să-i percepem. Se face recrutare cu sisteme de inteligență artificială, deci nu sigur. Mai e neapărat prezența și pe specialistului Zoom, adică uman. Interviurile da. De... Sigur. Doar că marile firme de recrutare știți că iau două salarii. Dacă îți găsești un job pe 3.000 de euro la o companie de IT, da, el ia 6.000 de euro că ți-a găsit ție jobul. Adică nu sunt bani puțini, să ne înțelegem. Adică aici discutăm... O data viitoare vorbim de reconversia profesională. Da. Acum trebuie să vorbim și... da, și pentru că am ajuns la reconversie, dar a fost ajungeam și la punctul ăsta. Probabil că aceste tendințe spre care se uită cu jind unii ce au activități care le... Plus, poate că o să facă scuzați-mă trece. Că... E un element foarte important care am uitat să-l precizăm aici. Toată lumea care lucrează partea asta de, nu știu, IT, telecomunicații, au facilitatea aia că sunt scutiți de impozit, adică plătesc un impozit mult mai mic. Am înțeles că se pregătește și pentru alții. Aglomerația așa de mare în zona asta și... pentru cei care vor să... Da, trebuie să recunoaștem că și aici nivelul de veniturile sunt raportate și la gradul tău de pregătire, că nu acum trebuie să spunem că nu în toate zonele și în companiile care lucrezi în IT ai salarii care să-ți îndestuleze consumul zilnic. Și acolo trebuie să performezi și acolo trebuie să ai anumite zone. Deci nu zice nimeni că nu adică sunt muncești companii de a, și nu plătești banii aia. Deci clar care au se muncește. Puțe, nu, adică până la urmă fiecare companie își permite... Raportul de muncă. Exact. Angajatorul trebuie să-ți ofere de lucru și să te plătească, iar tu trebuie să-ți execuți atribuțiile din fișa postului. Acum o să vorbesc cu dumneavoastră din punct de vedere al inspectorului șef adjunct. Ce face un angajator? Cum semnează noile contracte în telemuncă? Eu vreau se să poate lucrez în... semnătură electronică. Deci angajatul trebuie să-și ia o semnătură. Un alt element care, apropo, că o să înlocuim semnătura oleografă și o să pierdem, că tot ne dorim ca încă să mai scriem. Electronică omologată, nu? Da, omologată, sigur. Scanată. Înregistrată. Da. A, deci trebuie să înțelegem că nu cea scanată. Adică cea originală, nu cea inventată există, de noi. Există, trebuie să spunem că semnătura electronică este un dispozitiv, cont. Este un sistem, un token sau un cod. Un cod. Care se înregimentează într-o bază de date, deci trebuie să te înregistrezi și abia după ce ai activat acea semnătură electronică poți să o utilizezi. Nu e ca și cum ne închipuim noi că punem o semnătură și o aplicăm pe unde ne permite programul specific calculatorului. Dar vorbeam de o carte de muncă, un contract de muncă pe care poți din start să faci sau poți să treci în regim de la un contract și în acel
acea fișa postului sau în dacă contract. Știi că va presta în regim de telemuncă de la început, îl faci cu acel paragraf în care spui că locul desfășurării activității completezi, nu știu de unde, spune el. Grecia, da, da, da. Și dacă se mută din Grecia în Irlanda? Atunci faci un alt act adițional în care schimbă locul muncii. Trebuie să-și anunțe angajatorul și atunci angajatorul face un dacă ex... este itinerant în țară, nu pleacă din țară, dar e ba într-un sat, ba în se duce de la bunici, la rude, la neamuri. Cum depinde se... ce declară el. Normal, el ar trebui să-și anunțe angajatorul și asta din prisma faptului că angajatorul, fiind răspunzător pentru securitatea și sănătatea lui, dacă pleacă la Sighișoara, da, să spunem, Doamne ferește, se poate întâmpla un accident în timpul programului și este accident de muncă. Ce facem și dacă nu anunță, ce face un angajator al cărui, că bănuiesc că ne fiind un sistem de supraveghere cum ești la companie, unele poate să se ducă să dea o fugă la brutăria de sub de la parter, să-și ia o pâine și cade pe scări. De aia am zis că mai mișcă m-au legea sub ar trebui modificată. Aici da. Un pic ar trebui dar ceea ce privește... Există la un moment dat o clemență și o înțelegere după ce pentru angajator că nu e vinovat că a acceptat să lucreze. Clemența nu există în sensul că dacă luăm strict pe lege, răspunderea este în totalitatea angajatorului. De aceea am spus și repet, ar trebui și asta este intenția aici mea. Aici facem un apel pentru cei care de a veni cu niște inițieze. Modificări. Asta aș vrea avem eu. Avem și noi oameni prin Parlament. Să modific, să vin cu niște propuneri. Deci tot studiul, de fapt, a pornit de la ideea de a veni cu niște propuneri de modificare acestei legi. Păi în încheierea emisiunii voiam să vă întreb ce a stat la bază, ce a motivat. Este clar că este extraordinar și o inițiativă care eu mi-aș fi dorit-o să o văd în mult mai multe structuri de instituții din partea unor oameni. Adică pentru mine, să știți că astfel de inițiative îmi creează sentimentul de încredere în instituție, inițiativele oamenilor care se implică în nevoile părții, pentru că nevoile angajatorilor, nevoile angajaților, da. Preocuparea pentru toate aspectele astea este îmbucurătoare și îmi dă mie sentimentul că cineva este preocupat direct de problemă și ca să vedem că, de fapt, disfuncționalitățile sunt într-o altă direcție și care ar trebui cumva, poate că nu-i târziu, să începem să unim tot puzzle-ul ăsta de om care lucrează, nevoia celor care o au reală și a celor care legiferează să se unească și să facem niște legi care să fie adaptate la, și la nevoile oamenilor și plus că să ne facă viața mai ușoară. Da, mai ales că intră și a patra variabilă în această ecuație, algoritm de inteligență artificială. Care de asta mi-e și frică. Prima dată adică sunt într-o zonă de interfață, dar vor fi și într-o zonă de realmente activități lucrative în locul oamenilor. Eu glumeam acum și m-ați stimulat, domnul conferențiar, să vă spun ce aș vrea să văd 300 de roboței într-un loc legislativ. E suficient dacă ar fi 300 de persoane digitale, nu trebuie neapărat să fie întruchipate cu șuruburi și alte piese, dar să fie niște prezențe de inteligență artificială autonomă care, da, pot face inclusiv lege. Mă duceam spre studiu doamnei inspector șef adjunct că mi-a stimulat foarte mult partea de încredere și de preocupare și sunt convinsă că nu se va sfârși aici și probabil că o să meargă și spre alte zone și mi-aș dori tare mult ca prin intermediul nostru sau direct la structuri sau unde consideră, inclusiv la sociolog ar putea să apeleze și da. Să se colecteze informații. Să mai schimbăm mai mult informații. Mai mult ar trebui ca toate să ajungă exact spre centrul de care e preocupat să le acumuleze datele, pentru că vedem că degeaba se preocupă un singur om sau autoritatea dacă noi nu furnizăm aceste informații și nu venim cu nevoile. Pentru că poate să vină o inițiativă, că bănuiesc că asta voiam să vă întreb, da. Asta stă la baza acestui studiu. Sigur că da. Tocmai pentru a oferi și a construi o bază bună pentru o inițiativă și a legifera cum trebuie. În 26 aprilie am făcut la ITM o adunare cu toți celor cărora le-am cerut, vorbesc de angajatori, acele chestionare să le completeze.
au venit cu toții, au fost foarte încântați și chiar m-au rugat să mai am astfel de inițiative și pe alte domenii, nu știu, din legislația muncii, nu doar telemuncă, că mai există atâtea, selecție, plasare, forță de muncă, nu știu, putem vorbi de legea zilierilor, de atâtea legi și le-am promis că o să mai facem asta. Implicarea noastră socială a tuturor, pentru că până la urmă trebuie la un moment dat să conlucrăm și poate că și instituțiile și nu numai, ITM-ul poate să fie un exemplu în sensul ăsta. Mi-aș dori să văd și de la finanțe venind, sunt instructaje și informări pe care populația, spre populație, e o formă de a educa până la urmă, e o formă de a crea o legătură și până la urmă armonizez niște raporturi de... Absolut. Și avem într-adevăr cel mai mic scor la indexul DESI, indexul societății și economiei digitale la nivel european, deși la nivelul populației este un apetit de a folosi toate tehnologiile astea foarte, foarte mare și foarte intens. Rămân anumite carențe, nu atât pe infrastructura tehnică, cât pe partea de digitalizare a instituțiilor. Și cum, folosești digitalizarea? Aici e o problemă, cât încă sunt o grămadă de site-uri de primării cu adresa oficială pe Yahoo. Deja cam acolo se termină povestea digitală, adică mai departe nici nu mai contează ce mai conțin. Teleworkerul, cel care preferă să stea acasă, să aibă o structură dinamică, ar trebui să nu opteze pentru asta doar ca să-și facă timp să ajungă la nu știu ce oficiu, la nu știu ce instituție fizică. Să depună aici online, aveți mare dreptate și mai sunt instituții care au pe site, nu știu, poți să trimiți online, după care vii cu dosarul cu șină. Da. La etajul 2 se depune cererea online. Nu, aici, nu vreau să dau nume unde, clar, da, poți, ai posibilitatea să transmiți documentele și online. Da, e digitalizat, după că după aia angajatul bate și bagă datele, glumim. Într-adevăr, încă mai avem de lucru, dar o inițiativă de genul ăsta, cred că și în plan social, și aici o să vă întreb, ne determină să și reacționăm, ba mai mult să și... Undeva mi se pare că gradul de participativitate al nostru, parcă nu avem încă acel imbold de a ne implica, de a trimite semnale, de a, încă avem reținerea aceea, de a nu spune, mă confrunt cu problema asta, nu e încredere sau nu e curaj? Sau nu vrei să, nu știu, cum se explică în plan social? A exprimării. Cultură civică? Da, o cultură civică, efectiv, de... a semnala probleme și de a... Beneficiile unei astfel de deprinderi ar fi, cred că, în favoarea tuturor și bănuiesc că ar crea. Da, și sigur nu o să, n-o să dispară aceste uzanțe și aceste cutume obținute din perioada pandemiei, pentru că, da, au fost o grămadă de avantaje și de avantaje la care, de bunăvoie, nu se va renunța așa ușor. Mai e doar un an, practic, de când am ieșit din casă, nu? Încă nu ne-am scuturat. Încă se așează. Eu vă mulțumesc amândurora pentru prezență. Îmi doresc tare mult ca să păstrăm o linie de discuție și să dezvoltăm poate și cu alte teme, dar așteptăm și semnalele atât de la angajați, cât și de la angajatori care poate au întrebări, poate inclusiv angajații, sunt oameni care practică un astfel de regim de muncă și s-au confruntat cu alte problematici sau au alte raportare și pot să o comunice, de ce nu? Pentru că toate trebuie cuprinse într-un studiu mai mare și dacă tot îl avem aici lângă noi, de ce să nu profităm? Deci pot să vă trimit telefonic, pe mailul instituției, să vină în audiență cum preferă, fax, multe. Și în ceea ce privește pe angajator, dar și pe angajați, și puteți să cereți sprijinul și raportat la legislația muncii pentru a putea fi sigur că sunt îndeplinite absolut toate condițiile și sunteți în regulă cu toate. Mulțumesc tare mult amândurora. Continuăm discuția. Nu, că nu s-a terminat. Știu că e grabă mare și e ceva de... Care e ultima lucrare?
ce studii, la ce lucrează Bogdan Nadoru? În afară de diverse studii interne, avem în derulare strategia culturală a județului Timiș. Wow. De către Universitatea de Vest din Timișoara, coordonez echipa de acolo și da, e ongoing. În ce stadiu este? În stadiu de elaborare, sunt date procesate și urmează să intre în niște focus grupuri de... Păi putem să vorbim despre asta. Sigur. Mulțumesc tare mult, îi mulțumesc doamnei Ilana Mogoșanu, inspector șef adjunct cadrul al ITM Timiș, dar și conferențiarul universitar dr. Bogdan Nadolu, sociolog și cel care își desfășoară activitatea și îl întâlnesc studenții de la Facultatea de Sociologie și Psihologie a Universității de Vest din Timișoara. Vă mulțumim tuturor și vă dorim să vă fie bine!